cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Din nou cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț, Mesagerul de Neamț, Peștiri din Neamț Live. Încă o emisiune în care încercăm să explicăm câteva lucruri pentru cei care nu au timp, nu vor sau nu doresc să fie implicați în așa ceva. Fără discuție, finalul de săptămână a fost marcat la Piatra Neamț de câteva evenimente. Resfințirea, nu știu dacă termenul canonic este acesta, bisericii de lângă școala numărul 3 și un festival, mă rog, Neamț Art Festival, care s-a ținut, ca de obicei, pe platoul de la Curtea Domnească, dar și în câteva locații. Acest festival a fost, cum să vă spun așa, făcut, organizat, ni se spune, de către Centrul pentru Cultură Carmen Seculare, Consiliul Județean și, parcă dacă nu mă înșel, Biblioteca Județeană. De fapt, dincolo de manifestarea artistică, important a fost ce s-a întâmplat vis-a-vis de modul în care autoritățile județene au folosit acest pretext pentru a-i permite unui personaj de peste Prut să-și facă campanie electorală de la Piatra Neamț pentru Chișinău, de a-i permite acestui personaj să-și spele fața. Eu nu spun că fața lui era mai rea sau mai bună, dar i-au permis să-și spele fața, să-și arate o altă față a personalității sale. Este vorba despre acest domn Ceban, care până nu de mult, și Mesagerul a fost ziarul care a scris la vremea aceea despre aceste lucruri, până nu de mult era membru al unui partid provenit din cel comunist, el a și fost deputat, dacă nu mă înșel, comunist, un partid care nu îți permitea să te afișezi ca fiind român, să spui că vorbești limba română. Ei erau moldoveni de noua generație, ei erau moldoveni, nu vorbeau limba română, vorbeau limba moldovenească nativ, și domnul acesta și-a trecut și în CV acest lucru, CV pe care noi l-am publicat, nu știu dacă o să și vadă, o să încerc să-l măresc pe ecran. Și chiar jos scrie, moldovenească nativă, la limbi vorbite, rusă fluent, engleză bine, franceză citire și înțelegere. Deci acest personaj, care nu vorbea limba română, până acum 2 ani, avea în CV-ul oficial acest lucru, după ce a apărut materialul acesta din Mesagerul și au mai avut loc niște discuții tot la Piatra Neamț și a modificat CV-ul și apare acum și limba română în CV. Deci acest personaj este într-o continuă alergare spre postul de președinte al Republicii Moldova. Și a făcut un nou partid, un nou partid care, o să te rog, Bogdan, un nou partid care încearcă să spună că este pro-european, că el reprezintă o alternativă la actuala conducere a Moldovei. Deci, în 2 ani de zile, acest personaj a învățat din moldovenește românește și vorbește destul de bine, are acțiuni de promovare a limbii române, vorbește despre integrarea în Europa, dar, nota bene, niciodată
nu a condamnat războiul din Ucraina, ba mai mult decât atât, i-a luat la mișto pe o parte din refugiații ucrainieni care erau la Chișinău, ziarul Mesagerul a scris și despre acest lucru la vremea respectivă, și pare să fie un personaj educat în școala rusă, care acum încearcă să devină, să se prezinte în fața alegătorilor, din ce în ce mai convingător, ca să spunem pe aia dreaptă, ca fiind un adept al integrării în Europa, bineînțeles, cu baza pe tradițiile naționale ale Republicii Moldova. De ce am insistat pe acest subiect? Pentru că domnul Ceban, acum 2 ani, era scos la înaintare de PSD, Partidul Social Democrat din România. El a fost primit inclusiv de domnul Ciolacu, actualul prim-ministru. El a făcut vizite prin mai multe municipii conduse de PSD-iști și nu putea să lipsească, evident, județul Neamț. În acest moment, aflat într-o ofensivă deosebită, domnul Ceban a venit la Piatra Neamț, a sponsorizat acest spectacol. Artiștii care au venit, fiind toți angajați ai unei instituții asemănătoare cumva Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, care are peste 170 de angajați, printre ei și toate vedetele pe care din când în când le vedem noi pe scena de la Piatra Neamț. Deci domnul Ceban și-a adus vedetele la Piatra Neamț, a venit pe scenă, a vorbit și o să spuneți și ce atâta tevatură pentru asta, ne-am bucurat de un spectacol. N-are nicio legătură una cu alta. Problema este că domnul Ceban nu a venit la Piatra Neamț doar pentru aceste spectacole. N-a venit la Piatra Neamț să vină pe scenă și să ne facă o trimitere la o vizită a unui președinte american. O să vă pun doar audio ca să vedeți ce spune domnul Ceban. Vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate extraordinară, așa cum ziceam și arătam. Ia uitați-vă ce a pus de soare frumos. Cât de multă, plină energie pozitivă este această piață și mă bucur că împreună cu... Nu-i așa că recunoașteți? Priviți acest curcubeu. Câtă energie! Mai țineți minte când a venit un președinte american și a apărut curcubeul. Așa și aici, un apus de soare plin de energie, este o zicere a unui viitor prezidențiabil, aproape sigur viitor președinte în Republica Moldova, după cum merg lucrurile acolo. Deci omul acesta a venit la Piatra Neamț nu pentru a ne spune doar asta. El a venit să semneze un acord de colaborare cu județul Neamț. Da. Un acord de colaborare care a fost promovat de Ionel Arsene acum 2 ani, care s-a materializat până acum cu vizite dintr-o parte în alta și cu 2 ediții ale zilelor culturale, ale Chișinăului sau cum s-o numi ele, la Piatra Neamț, de care s-a bucurat publicul. Dar domnul Ceban acum a venit să semneze un acord de colaborare. Ați auzit pe cineva din Consiliul Județean Neamț să vorbească despre acest acord de colaborare? Să spună, cu ocazia, așa, spectacolilor, etc., vine domnul primar al Chișinăului, care nu este un orășel, este capitala Republicii Moldova. Deci județul Neamț semnează un acord de colaborare cu capitala Republicii Moldova și nimeni din Consiliul Județean Neamț nu spune lucrul ăsta? Nimeni din Consiliul Județean nu anunță că va avea loc un eveniment foarte important, pentru că nu-i așa, nu semnez cu găgăuții.
semnez cu Chișinău. Și tu nu spui nimic, nu anunți nimic. De ce? Ți-e rușine cu ce ban? Sau ți-e teamă că vei fi întrebat ce s-a întâmplat de s-a ajuns în situația asta? De ce acum se semnează acest acord? Când Ceban, cel puțin de o parte a presei din Republica Moldova, este văzut ca un candidat venit cu sprijinul discret al Moscovei. De ce? Cum este posibil ca un președinte de Consiliul Județean, mă rog, cu atribuții, așa, să urce pe scenă și într-un moment, bine, întrerup ei un concert, ce mai contează dacă s-au urcat Asaftiș cu Ceban pe scenă acolo? Trebuiau să-și facă numărul. Și tu să te răfuiești cu presa locală de pe scenă? Ce calitate morală poți avea tu când faci lucrul ăsta? Cum de Ceban a acceptat să fie pus în această postură de actualul președinte al Consiliului Județean Neamț? Sunt toate întrebări care ridică câteva probleme. Se pare că ori există un amatorism total la nivel de comunicare în Consiliul Județean Neamț, ceea ce mă îndoiesc, ori există teama de a comunica, teama de a ieși într-o conferință de presă și să răspunzi tuturor întrebărilor, după reguli clare, stabilite. Teama de a sta alături de Ceban într-o conferință de presă, pentru că normal era așa, vine o personalitate, da? O iei, o aduci, îl prezinți, spui ce înseamnă acest acord de colaborare. Nu doar îl semnezi, îl și prezinți publicului. Pentru că tu nu ești președintele unui han sau unei lungi. Ești președintele Consiliului Județean Neamț. Reprezinți județul Neamț. Și nu faci tu acordul pe genunchi, tu și cu Ceban sau cu cine mai fi pe acolo, fără să spui ce ai semnat. A, o să faci tu un raport. Da? Dar de ce nu o faci transparent? De ce nu organizezi o conferință de presă în care să prezinți, domne, ia câtă ce frumoși deștepți am fost noi astăzi și ce vizionar a fost Ionel Arsene acum 2 ani. Un asemenea acord, ca să fie foarte bine înțelese lucrurile, necesită și niște aprobări de la Ministerul de Externe al României. Ele s-au dat. Au venit târziu, dar s-au dat. Atunci, de ce te ascunzi tu? De ce nu faci lucrurile transparent? De ce nu inviți presa la semnarea acordului? Ți-ai interzis Ceban la tine acasă? Sau nu suporți, ești sensibil și nu suporți întrebări? Cert este că în acest moment avem un acord de colaborare județul Neamț cu Chișinău. Să facem abstracție de Ceban deocamdată și să spunem că dintr-un asemenea acord de colaborare ai avea de câștigat dacă știi să-l gestionezi cum trebuie. Ne îndoim de asta, în afară de niște serate cantate și de niște nopți prelungite cu produse tradiționale moldovenești. Ne îndoim că se va face altceva, în afară de faptul că vom mai da niște bani pe niște monumente din Republica Moldova, tot de la Arsene lăsate. Deci, toate aceste lucruri duc spre o singură concluzie. Cineva la Consiliul Județean Neamț crede că este Arsene,
din anumite puncte de vedere, încearcă să se comporte la fel, dar nu-l prinde haina. Nu-l prinde haina. Domnule președinte Iona Safte, este cazul să lăsați polemica cu presa, să transmiteți lucrurile corect. Corect înseamnă așa cum sunt ele, nu corectitudinea pe care o înțelegeți dumneavoastră. Să ne spuneți ce cuprinde acest acord, după care să vă întoarceți la treburile dumneavoastră de zi cu zi. Să ne spuneți care este situația cu spitalul nou. Se semnează, nu se semnează. Dacă nu se semnează, ce măsuri întreprindeți pentru lucrul acesta? Care este situația cu actualul spital, cât mai merge, cât mai poate, cât mai funcționează? Să ne spuneți ce e cu spitalul de psihiatrie din Roma și ce se ascunde în spatele acelui contract, sau cine se ascunde în spatele acelui contract, și multe alte lucruri pe care le aveți de spus și de făcut la Consiliul Județean Neamț. E o problemă. Și dacă nu tragem aceste semnale de alarmă, probabil că lucrurile vor merge din rău înspre mai rău. Lecții de morală de pe funcția pe care a obținut-o prin votul consilierilor județeni, nu la alegeri, nu vrem să comparăm voturile obținute de Iona Saftei la alegeri cu celelalte, obligă statura morală a celui care face morală trebuie să fie impecabilă. Este președintele Consiliului Județean, nu este oricine. În momentul în care o să vină și o să prezinte un certificat fiscal că nu mai are datorii, că totul este în regulă, să prezinte câți bani din datoria pentru statul român a achitat, atunci vom putea discuta despre statura domniei sale morală. Cam asta cu Chișinău și cu zilele orașului. Bine, ar trebui să dăm niște fotografii așa, măcar pentru dumneavoastră, ca să vedeți atitudinea pe scenă a celor doi. Ia uitați, numai o secundă, să o facem mai mică dacă putem. Cam așa, ia să vedem. Atitudinea pe scenă, eu cred că este extrem, extrem, extrem de relevantă. Un președinte de Consiliu Județean care încearcă să explice, și un tip bine așezat pe picioarele lui, după cum vedeți, care are o față total inexpresivă și care a venit să bifeze un eveniment la Piatra Neamț. Adică un eveniment despre care presa din Moldova tot timpul a fost înconjurat de fotoreporter, de un fotoreporter, cel puțin un fotoreporter, și omul și-a bifat și-a făcut treaba. În fine, să trecem la un alt subiect astăzi, acela al stațiilor GPL. Ați văzut că după scandalul de la Crevedia, lucrurile s-au încrâncenat. A fost nevoie să iasă însuși intangibilul Raed Arafat să dea explicații cum s-a intervenit, că el a făcut treburile ok, că totul s-a întâmplat și totul a fost ok. A salvat din nou vieți, după cum a salvat și după colectiv, după cum a salvat și după alte asemenea catastrofe. Trecem peste asta și venim la noi în Neamț. Domnul prefect a făcut o comisie. Din ce știam, vineri trebuia să prezinte o parte din rezultate. N-au mai venit. Ați auzit dumneavoastră vreo primărie de oraș care să vină să spună: la mine în oraș
avem atâtea stații GPL, din care 100% sunt cu toate hârtiile în ordine, sau 50% nu sunt cu hârtiile în ordine, să spună eu, Andrei Carabelea, eu, primarul de la Roman, eu, primarul de la Târgu Neamț, eu, primarul de la Bicaz, vă fac cunoscute numele societăților comerciale care nu au autorizație pentru stațiile cu GPL instalate pe raza orașului, municipiului. Să vină să spună cum este posibil să avem o clinică lângă o stație, un spital lângă două stații, una nu mai funcționează. Cum sunt posibile aceste lucruri? Sau poate ele sunt legale și atunci ne spune, stați cu minți, totul este sub control, nu aveți nicio problemă. L-ați auzit pe vreunul? Nu. L-ați auzit pe domnul prefect să ne dea vreun rezultat parțial? Eu nu l-am auzit, poate greșesc eu. Poate nu știu, poate o fi transmis în alte zone. Ideea este că nu știm nimic. Bine, asta nu înseamnă că nu știm că există stații fără autorizație. Asta nu înseamnă că n-am cerut autorităților niște date. Ele nu vin pentru că, vezi, Doamne, trebuie foarte multă acuratețe în transmiterea datelor. Este foarte greu să te uiți, să vezi câte stații ai, dacă știi că s-ar putea ca tu să nici nu știi că ai stații de GPL pe raza municipiului. Ceea ce ar fi și mai interesant. De ce se întâmplă asta? De ce tace toată lumea? De ce nu iese nimeni să spună, băi, oameni buni, totul este în regulă, mergeți, alimentați, nu-i nicio problemă. Puteți merge și la consult medical, puteți merge și la spital, nu este 0% pericol. Nu spune nimic asta. De ce? Pentru că toate autoritățile sunt într-un strâns lanț de complicități. Nu numai pe tema asta, dar pe tema asta fără discuție. Într-un strâns lanț de complicități. Istoricul acestor stații, doar istoricul acestor stații spune multe. Ca să nu mai vorbim de modul în care unii au devenit proprietari pe terenurile lor, alții au făcut tot felul de mișmașuri cu autoritatea locală, cu cea județeană. Sunt curios să vedem de data aceasta cum vor mai fi cerute date de la instituțiile de control și cum vor fi ele valorificate. Pentru că ne-am obișnuit ca după ce se întâmplă ceva, să primim următoarele explicații. Noi am fost, am amendat și cu asta am terminat. E ca în bancul ăla, tata în pod belește capra. Sau oaia. Cam așa stau lucrurile și acest lanț de complicități nu va fi spart foarte curând pentru că el generează bani, mulți bani. Mulți bani. Și unde sunt bani, nu mai intervine nimeni în România, decât dacă primește ordin. Și ordin nu de oriunde. Altfel, stăm cu minți, cu botul pe labe și amușinăm. Ne oprim aici, oameni buni, cu emisiunea de astăzi. Suntem în colaborare cu Chișinău. Vom face poduri, nu s-a spus exact de care, de flori nu mai facem, de vinuri vechi și coniace, probabil că există, dar să vedem dacă mai există și podul ăla, noi dăm, ei iau, dar să vedem ce se întâmplă în continuare. Cele bune, să fiți iubiți, să aveți grijă de voi, pentru că nimeni nu are.